Cât soare n-ați îndurat voi oare pe drumul împăraților? Pe tot! Pe tot! Am trecut peste mări și munți, ați urcat Caucazul, dar parcă tot mai frumos e la Mediterană. Este. Plaja Bezet e una dintre cele mai frumoase ale Israelului. Liniștită, retrasă, dar pentru voi urmează un fel de urcuș către Golgota, ca să rămânem în termeni... religioși. În termenii poveștii poveștilor. Aici este un loc frumos să-ți liniștești trupul, să-ți clătești privirea, da, mintea, dar ar fi bine să fim în vacanță. Suntem, de fapt, în ultima etapă, ultimul capitol al ultimului drum, către o amuletă, bineînțeles, amuleta de 30.000 de euro. O amuletă oferită de ATV Rom. Dar pentru voi mai mult înseamnă titlul, înseamnă victoria. Momentul acela când simți că ești cel mai bun, că ai ajuns unde ți-ai dorit, că tot efortul a meritat. Iar voi mai aveți puțin până acolo. Și cel mai intens, așa pare. Și cât de repede a trecut tot timpul ăsta, parcă nu vine să cred că suntem în stage 10. Mi-aș fi dorit să mai fie alte 10 stage-uri, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă a fost greu. Oricum, din acest moment sunteți toți câștigători, victorioși. Da. Cu siguranță. Clar, clar. De asta trebuie să ne bucurăm de fiecare moment. Să ne uităm un pic în jur, să ne încărcăm și apoi să plecăm în cursă. O cursă grea astăzi, o cursă întreruptă de multe emoții, pentru că am 3 cutii. Deocamdată vor sta la mine. 2 dintre ele conțin pietre verzi. Una e cu piatră roșie. Ne vom întâlni de mai multe ori în cursul acestei zile. De fiecare dată, ultima echipă care ajunge la mine va trebui să ia o cutie. Trebuie să facem orice să nu ajungem ultimele. Iar la sfârșit vom vedea unde este piatra roșie. Iar acea echipă va fi eliminată. Dacă până acum a fost ideea să tragem tare să nu ajungem ultimii, acum trebuie să tragem tare să ajungem primii. Evident că presiunea este foarte mare, e vorba deja de semifinala și diferența între toate perechile care sunt în momentul ăsta în concurs sunt mici. Începe presiunea. Dacă până acum presiunea era de 100%, acum devine la 150%. Acum începe pe bune Asia Express Hardcore. Pentru că o să fie atât de intens și de greu, am zis să vă dau niște băuturi energizante. Mulțumim! Dar nu vin eu până la voi pentru că nisipul arde. O să-l chem pe David. Oh, nu cred! Îmbrăcat? Oh. David? Adonis! David? Liz Adonis! Adonis tu! Dar a apărut îmbrăcat și am zis, bă, măcar aici. Dar nu, n-a putut rezista. Oh my God! Și lui este cald. Dar de ce el nu poate să ne dea doar dezbrăcat, poate să ne dea astea? Îți tremurau gladiolele când l-ai văzut. Uite, exact ca acum ai reacționat. Exact așa ai reacționat. Și dai seama că nici n-a rezistat. Stau, mă, dar ce, eu n-arăt bine? N-arăt, dar am zis să... Aruncă la valiera, Natanticu! Bine, Cosmin! Suge purgare la egal, la egal! Băieți! Mamă, Adonis! E una! Nu! Păi la ce? Degeaba ai un pachet de dinamită și ai fi tiluată. Pă, ce dracu? I want to open. Thank you! I need to open? Yes, yes. Ia uite. Servește-mă, David. Nu! Nu așa, măi, păcătos, frige! Măi, păcătos! Măi, păcătos! Lidia! Thank you so much, David! L-ai intimidat, Lidia. Din mâna lui David orice e bun. Da, asta e frumos la Irina, că îți mai dă așa și una în care te mai face să uiți un pic de tensiunea concursului și a fost foarte așa amuzant. O să plecați direct de aici, dar nu toate echipele. Pentru că Lidia și Esti nu fac prima misiune. Ah, ce bine! Ce boierie! Mi-am dat seama că fac ceva greșit. Yes, yes, we are stressed because... We don't want to be the last, because the, if we... The last the team... The last have chance to go home. Yeah. Bravo.
Deci, dragilor, bine ați venit la plaja Axiv Beach. Misiunea voastră este să faceți un castel de nisip pentru copii, dar nu poate fi orice castel. Trebuie să fie un tribut adus castelelor templierilor care au protejat Israelul acum 9 secole. O să primiți toate uneltele de care aveți nevoie, dar trebuie să găsiți 4 localnici care să vă ajute. Castelul trebuie să aibă un minimum un metru înălțime. Nu, să aibă un metru. Trebuie să se întindă pe 2 metri pătrați. Trebuie să aibă 4 coloane cu steaguri, Doamne ferește 8 ferestre, un turn central și un steag mare pe turn. După modelul de mai jos, o pupțuca. Ferească Sfântul. Am citit mission board-ul, care parcă era un basm așa super mult. Deci, ui! Când am văzut dimensiunile pe care trebuia să le respectăm, după care în mijloc turnul trebuia să fie de un metru... Și un steag mare pe turn, pe modelul de mai jos. Mi s-a părut foarte greu. Știam că o să avem mult de lucru, știam că o să stăm mult în soare, că o să ne bată și o să ne ardă soarele. Și trebuie să ne ajute 4 localnici. Oai! Thank you very much. Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you. Un băiețaș cu o semi-dubiță, ceva, a spus că știe unde e la locație. I think it's about 3 or 4 kilometers maximum. Four. Thank you, my friend. 2 minutes. 2 minutes. Thank you so much. Thank you. Great. Sorry, guys, hello. Hello. We are from Romania in a TV show. Și am văzut o familie care părea că ar dori să ne ajute. Ok. And what you need from us? Just to come with us and take a photo. Ah. L-am explicat despre ce e vorba. El cumva știa și despre formatul emisiunii. Okay. Ne-am bucurat pentru că știam că în momentul în care depinzi de alții, e dificil. We are here. We have to take us this. Our bags. Turista a înțeles ce trebuie să facem. Asta la poză. N-a comentat. More. Deci nu văd nimic. Ok. Fără nicio problemă a cooperat Bridge. Thank you very much. Thank you so much for your help. For your kindness and patience. Okay. Thank you so much. Următoarea misiune, o altă plajă unde trebuie să ajungem înainte de a ajunge la Irina. Here? Ok. Noi aveam voie să alegem 4 oameni de pe plajă care să ne ajute. Hello, guys! How are you? Și eu m-am gândit că ar fi foarte bine să luăm copii. Pentru că, na, copiii sunt cei care se joacă la mare cu nisip, ei fac castele și m-am gândit că o să se priceapă bine. You know, can you please help us too, please, sir? Ok. Eu am vrut să luăm niște adulți, Ali doi, bă, nu, hai să luăm copii. So, we need to do it very quick because we are in a competition. Okay. N-am mai făcut până acum castel la mare, chiar nu știam, na. Dar eu nu înțeleg cum trebuie să facem din nisip. Lidii, trebuie să ducem nisip aici, că trebuie să fie de asta mai umed. Ha? Trebuie să fie nisip mai umed. Cortul-i lăsat acolo. Hai. M-a durat la fel de mult drumul, cum și l-a dus și l-a întors. Let's get in the selfie, all of us. Am găsit repede cortul, am făcut repede poză, l-am trimis Irinei și l-am mulțumit domnului. În speranța că cineva o să-l aducă înapoi la familia lui. Nu mai sunt multe misiuni și următoarea va avea loc la Quiz Beach, unde trebuie să căutați Daga Express. Haide, vă pup țuca! Plecăm Val Vârtej la autostop și ajungem într-o intersecție unde îl și observăm pe Nathan Ticu. Hai, întrebă-i pe oamenii ăștia! Hai să întrebăm pe oamenii ăștia! Am nebunit! Cum deci, cum a recuperat în 5 minute? Nu mă întreba. Hello, sir! Hai, iubire, și noi să facem același lucru, că dacă stăm pe loc, uite, vezi cum se fac? Față. Vezi cum iau oamenii, înțelegi? Păi tu vrei cu oamenii ăștia. Păi dar nu vreau cu oamenii ăștia, zic că noi n-avem viteza lor, înțelegi? N-avem, noi ne mișcăm ca oamenii. Relaxează-te, te rog. Deci mi-am dat seama, noi ne mișcăm ca melcii. Da. Deci noi am mers ca niște melci, asta am făcut, deci, dar altfel n-ai cum. Here, Axiv Beach, it's not that far, thank you. Ce crezi? Ia și mașina înaintea noastră, da. Nu că mamă, doar e 4 minute. Mamă, și am văzut că a luat mașina înaintea noastră. Că 5 minute sunt 5 minute, dă-le-n p*** mea de 5 minute. Da, mă, frate, păi ne-am căcat pe ele. Ne-am căcat pe ele, asta am făcut. Ce să facem acum? Dacă așa s-a mișcat lumea... Deci exact asta am făcut. Stai aici, unde te duci? How far it is? 5 minute. Ok, oh, thank nice. You so much, thank sir. Unde o fi, mă, frate, în cația și gura ta? El a pus GPS-ul și ne duce fix unde a pus GPS-ul, unde părea că e acolo. Do you think it's good here? Nu știu unde ne ducem, în cația și gura. Poate, domnul, hai să căutăm aia. Și zic, păi stai, mă, nu plecăm din mașină până nu vedem steagul. Nu, că e pe aici. Hai. Nu știu, hai pe aici, hai. We need to get fast here, to this beach. Aggressive beach.
Can you help us, please? Please. Sincer, nu a durat foarte mult după ce a plecat mie Petre să găsim mașina, a oprit cineva, doar că a durat foarte mult intratul în mașină. Can you stay in the back with us for the cameraman to film? Era cu o soră șoferul care nu vorbea engleză și trebuia și ea convins să stea cu noi în spate. Puneți mască, scoate, pune, ridică scaunele, bagă și mamă, deci mi se părea că trece și mai mult timp. Ești nebună, aici te ducea GPS, ești nebună. GPS te pune la un punct, nu-i steagul în punctul de GPS. Și am mers la un ghișeu de informații să întrebăm, doamnă, dar unde-i plaja asta? Faci păi aici în stânga și aici în dreapta. Totul e agziv, e o lucrare. Acolo. Toată asta e plaja asta. E mult. Sir, ca Amy. Fix în momentul când ne-am întors de la aia de bilete, băiatul ăla era cu mașina, mergeam și zice, stai, Iane și pe noi mâncați și că nu, nu e aici. It was a big mistake for us. Hai să ne întoarcem. Iar pierdere de timp. Du-te, ia, fă. Iară se urcă, se întoarce, intră pe autostrada aia, iară se bagă, iară intră pe acolo pe unde am intrat, iară se bagă pe drumul din pădure și ajungem la intersecția aici. Look the axiv in the right, yeah. On the right. Axiv. Fă dreapta aici, te rog. Hai să încercăm și pe asta. This is the axiv? Mm-hmm. Yes, and the beach is to the right, right? Yeah. Mamă, că pierdurăm tot aici, peste. Lasă-i pe pețăcare și hai să mă ajut pe mine să facem asta. Noi trebuia să facem mai întâi marginile astea de 20 de centimetri. Am început prost să aducem multe găleți cu nisip umed pe care să-l turnăm în mijlocul acestor 2 metri pătrați. Ăla trebuie de 40, nu? Ăla cât are? Și are 26. Pe, nu așa... Ne-am dat seama că o să dureze o poveșnicie, să punem baza de 20 cm peste tot, după care să înălțăm și zidurile de 40 cm. Stai cu ei acolo. Unde? Acolo. Stop. Erdurăm tot ce aveam. Pune mâna pe el să nu încerc să sari până acolo. Nebunatico. Uite steagul. Mamă, ce atmosferă de vacanță aici. Și tu alergi, a? Gămeș. Uite, steagul, f***, am, măi. Ok, thank you. Hai. Uite, ajunse și Mihai. There. Ok, let's go. Cei mai proști. Mustră-vă, domnul, să vă mustră. Hai. Bravo, Lidie! Dai, rupe-o, tată! Hai, lasă-i tu pe ei. Hai, 4, da? Eu când am văzut lopăți, mi-a fost foarte clar că nu putem să invităm pe copii la joaca asta. Să găsim 4 oameni. Ce? 4 oameni să ne ajute. Noi n-am mai făcut castel de nisip niciodată. Eu am fost la mare prima dată la 17 ani și la Târgu Jiu nu avem nisip. Aveam petre. Și din petre nu poți să faci castel. We need to build a castle. A castle? Yes! Like, it's a challenge. It's a history, like from Israel, with the castle. Two more guys. Erau și băieți, bărbați, erau, și m-am gândit că or să ne ajute așa cum trebuie. A big castle, guys, help us! Please, help us! Deci, thank you! Oh, ho, ho! It should be like this. Look, mamă, Lidia, trebuie să fie mare, rău. This height have to be 20 centimeters. This have to be 1 meter, and we have 4 of this. O 40 cm. Toți cei patru bărbați au luat lopăți. Era clar că eu nu mai am ce să caut acolo. Eu tici de uștege la lupată. Thank you, guys. Cine a mai văzut la mare să construiască castel de nisip cu lopeți din alea de mină? Ai nebunit? Că zici, bă, te aștept cu niște lopățele, faci pe aici, ridici. We have to do this, but it has to have these measurements. Okay. Two meters. How do you want to do it? What? You do the design or bring it? No, I don't know. I don't know how to do it. Yes. Noi n-am căutat turiști, turiștii au venit la noi. Pentru că mai erau trei echipe acolo care construiau dezori și probabil că toți ar fi dorit să se implice, mai ales că vezi și cameră și că emisiune. Perfect. Ceva mișto, nu știu câți turiști pe plajă se trezesc cu niște oameni care vor să construiască palate. Cum suntem în Israel, unde toată lumea e vaccinată și hipertestată la intrarea în țară, lumea se comportă extrem de firesc. Socializează, bucurându-se din plin de soare, ceea ce face extrem de bine la imunitate. Pentru noi, în schimb, aglomerația stârnește un pic de neliniște. Iar șirul de misiuni, aparent simple, s-a complicat mult cu atâția privitori și turiști în jur. De, unii sunt în vacanță, noi suntem la Asia Express. We need to make 20 centimeters! Amy, fă și tu! Patronul tot pușea pe mine să fac nu știu ce, îi spuneam că n-am cum pentru că ăștia mici mă întrebau în continuu ce să facă. Mânuțele astea, tragem
S-a apucat Emi să facă cu mânuțele lui de T-Rex să facă el gardul. În loc să le spună la copii, faceți voi gardul, și după aia venea și măsura și cea mai sus, mai sus. Tu apucă-te să faci castelul de un metru. Și noi trebuia să ne apucăm de castelul ăla de un metru. Ăla era cea mai grea parte. Mai de p***, mă. Are 20, ce nu înțelegi? Ce 20, mă? A, ăstea. Emi efectiv se învârtea în cerc, nu făcea nimic. Eram cu lopata aia după mine, trăgeam, aruncam nisip, săpam, intram și ziceam: apucă-te să înalți ăla de un metru. Inginer. Mame, stai să ținem avantajul ăsta, nebunesc. Păi hai, ce vrei să fac? So, here. Lizzie, vezi că avem prea mulți oameni care ne ajută. Yes. Și au venit copiii, stai seama. Eu, fac să zic, nu. Eu am nevoie pe Mihai Petre, avea niște salahori. We are served, but we will recover. Mâncați aici gura ta, munți, ăia chiar aia cu casa fac ei, zidărie. Eu așa am crezut, a luat niște zidari să-i facă. Le-am găsit pe drum. Mamă, uite câte le avem de făcut. Mamă, vine apa, Elvira. Bă, Gameș, it's good. Good. Bă, Gameș, stai mai repede, că băieții la noaptea au făcut aproape toată marginea și alea. Lidii, ți se pare că sau? Mi-am dat seama că n-am făcut neapărat cea mai bună alegere când am văzut că celelalte echipe au ajuns pe plajă și într-un timp foarte scurt a reușit să înalțe destul de repede castelele și aveau mai mult adulți care să-i ajute. Come on, kids, we can do it! Right now we are the first team. If you help us do it, we will be the first too. Noi aveam o familie. Era o doamnă care, eu n-am observat la început, avea și o mână în gips. Săraca nu prea avea cum să ne ajute. Iar copiii erau destul de mici, de pricăjiți, nici nu prea puteau să care foarte bine gălețile. Lizzie, uită-te și tu cu câți oameni lucrăm. Când yes. Vorbești cu toată lumea, iar okay. Te stresezi. Yes. Lizzie nu făcea nimic, stătea cu planșa aia în mână, zici că era dirigintele de șantier. Eu, da. Ce faci, Lizzie? Păi nu știu, adu-n nisip. Ai nevoie de nisip, uite, nu de acolo. Dar era un diriginte de șantier care acum vine pentru prima oară pe un șantier. Inginere, pune și tu mâna, mâncați și măsuratul tău. Ce ai făcut până acum? Mai avem de făcut ăla de un metru. Mai făcut toate zidurile. Taci neapă din gură. Noi trebuia să le dăm la copii nisip, că eram niște hândrălei la 30 de ani, să băgăm dracu lopețile alea în nisip. Nu, tu stăteai mânuță fină acolo, făceai gardul cu copiii. Bă, lasă-le, bă, dracu, nu le mai măsura, că se usucă nisipul și să-ți dea măsurătoarea diferit de fiecare dată. Ăla de un metru, ești nebun? Te-a depășit. Un castel de nisip din punctul meu de vedere. Nu m-a depășit, boss, nimic, pentru că eu îl menegeam în felul meu, tu în felul boss, tău. Nu, tu stăteai inginer, imaginea românului muncitor care supraveghează. We need bigger, like here. Eu spuneam, lasă gardul la copii, pune doi să facă castelul ăla. Nu puteau să dedice gardul, de trei ori au încercat și era tot la dimensiuni mici. Se usucă nisipul și tot scade, ești nebun, să ne mișcăm repede. Guys, trebuia să-i lași pe ei să facă o treabă și noi să facem altă treabă, eram eficienți. Cu ce n-am fost eficienți, boss? Efectiv, mă disper la fazele astea, acceptăm p***a că-ți spunem 3 oameni. N-am ce să accept, că vezi tu că un cat era așa, te-ai blocat. Nu umple, bă, gălețile, pune-mă cu lopata. Ce faci, mă, muncă de două ori pe un metru? Păi la simplu, bă, păi pui nisipul în lopată ca să vergi lopata lângă. Hai, Florin, că sunt la luptă! Lizzie, da. Ajută-le să facă triunghiul mai mare, să putem să-l înălțăm. Ce să facă? This is the line, yes? Sincer, nu cred că mi-a terminat Lizzie, nimic până la capăt. Dacă mă întreb pe mine, deci, sper să nu se supere pe mine, a creat mai mare haos. Da. Ea nu făcea nimic concret pentru a, nu știu, bă, să iau o lopată. Let's put it in the middle. We have to put in the middle first. Because there have to be 1 meter. 1 meter. N-am luat pauze, am muncit fizic continuu, fără oprire, într-un ritm alert. Ok, that's like 70. So we need a little bit more. Mi-am dat seama că, de fapt, cea mai mare provocare era să nu se usuce complet nisipul, pentru că orice turn s-ar fi prăbușit. Oh my God! Water, we need water. Hai, Sti, pune-ți apa și de la mine. Da, Lidii, te surfă ăsta numai, că n-am ce... Asta e cel mai important acum, asta trebuie să fie de un metru. Dar mi se părea destul de greu să faci acel turn de un metru în mijloc. Părea că trebuie să-și faci... Stea, să reziste. Da, să și reziste. 70. We need 30 centimeters more. It's amazing. We're doing great. Bă, nu pune-mă tu cu lopata, bă, omule. Pune-ne mă acolo, mă. Au o grămadă cu a mea acolo. Right now it's like 70. Yeah. Ia găleata și fă turn din găleată. Ăsta are 40. Bine, băiatu. Think is good. This is good. Not so bă, big inginere. Windows. Stai, mă, c***a, nu știu să-i dărăm ăsta. Îți zisei de 20.000 de să-i pui pe ei să facă asta, să mă p***a de coordonare, c***a. Ce? Muncesc ca prost un
Păi zisei de mult să-i pui să fac asta, eram gata acum. Păi fă cură astea lângă castelul, au. Cum nu trebuia? Uite-le, gardul, prostule, ăla-i gardul, ăla-i gardul. Să mă pe legat. Mie mi s-a părut că din poza aia, gardul din față, pe lângă castel, se continuă cu niște chestii. Castelul înăuntru, nu doar gardul. Și am apucat copiii aia să facă pe lângă castel niște alte construcții. A făcut anexe ăsta. Acolo am greșit eu, într-adevăr. Acolo am pierdut timp pentru că eu așa mi-am dat seama. Și copiii au văzut la fel. Ia că fac mai repede ăsta decât tine. Trebuie doar să faci acolo lucru manual, ești nebun, să faci un pătrat din niște pietre. Păi asta spuneam, că cum mai repede nisip. Mai repede nisipul decât tine. Tu ai făcut două garduri jumate, da? Așa. Am făcut toate alea, toate turnurile. Da. Și le-am dat la copii nisip de la sări. Le-am dat nisip la copii. Bine, ok. Mi-aduc eu aminte greșit, abia aștept să apară asta la televizor. Mai dă metru la mine, hai că aproape avem, oh my god, unde-i? None, și plăcea să arate bine estetic, adică să se vadă frumos, să arate castel, nu... Elvira, trebuie să facem mai repede! Nu m-am gândit foarte mult la aspect, m-am gândit doar să respect specificațiile, nu să fie chiar cel mai frumos castel. Lidi, lasă-mă că fac ferestrele! Uite, până nu așa le faci, trebuie să pui de-astea! Cum, cu de-astea? Da! A, hai rapid că terminăm! Lizi, da? Înălțime 40 de centimetri, ce măsori? Hai. 40. Uite-te un pic. Da, chiar mai mult. A little more higher. Adi! Yes. Îl caut pe șeful. Caută-l. Cheamă judecătorului. Gata, să vină judecătorul. Hai, judecătorule, trăiți-ar. Hai, șefule, trăiți-ar familia. Judecătorul! Hei! Hai, lasă. Hai, lasă-mi tu, statuși, te gândi. Am auzit de undeva din depărtare niște aplauze, niște țipete de bucurie. Hai, mă! Mă la panica, că noi mai aveam de muncit fix la turnul din mijloc, cel de un metru. Șefule! Hai, tată! Hai! Păi hai că termină și ăștia și uite acum cheamă ăștia. Mă, Lidi, terminăm, nu! Îmi doream, dacă tot n-am reușit să plecăm primele, măcar a doua echipă. The Big Castle, 1 meter. Ok. Ok. Windows, flags, everything. Windows, 8 windows. 1, 2, the entrance. 3, 4, 5, 6, 7, 8 windows. Am chemat judecătorul și a fost bine. Gardul deja se uscase, bineînțeles. A fost ok. A fost mișto. Thank you. It was a fun experience. Thank you. Thank you. Ce, bem de aici? Ia vezi, că asta e loțiune de așa. Soare. Am primit un plic roșu în care am citit o nouă misiune, trebuia să mergem pe plajă. Am primit și o cremă de soare, să facem poze cu 5 oameni. Și convingeți-i să vă lase să vă aplicați crema de protecție pe brațe și față. Un tânăr între 18 și 25 de ani, doi adulți între 30-45 și un vârni între 60-70 de ani. Apoi faceți o poză cu ei zâmbind, cu fața plină de cremă, mergeți cu pozele la judecător și veți primi următorul plic. Lidi! Da! Zi-mi la ce te ajut repede! Să facem ferestrele, fă repede și ferestre! Be careful, no! I put there, stay there, don't push there again, no, I have sand. Yes, very nice! Very nice, yes! Am măsurat absolut totul, lungime, înălțime, înălțime de la fiecare turn, s-a uitat într-adevăr de care arată ca în proiect. Very good, yeah! Thank you! Best team, guys, you are amazing, thank you so amazing! Much. This. Great, thank you, Amy. Smile. Good. Thank you. Thank you. Now you? May now the lady. Okay. Fata de 18 ani ne-a spus că va vorbi cu părinții ei care se încadrau în cealaltă limită de vârstă. Nu alergam pe toate plaja, cumva oamenii erau aproape de noi. And now you need to smile. And me. We have one photo. Ok. Ideea e că aveam 5 persoane cu intervale de vârstă. And you, how old are you? 60, perfect for us. Can she help us maybe? We need to help her to with a little sunscreen and take a picture that we help tourists here. Oh, pe brațe și față. Yes, very good. Thank you. Yes, strong man. Lidi, dar nu sta foarte mult. And smile! Sunt prea multe, hai să terminăm și noi. Ok, no. Hai că nu-i bine. Uite, doamna. Can you help us? It's a mission to help you with some sunscreen. Just a little bit, please. We need please, one sir. More person. Beautiful, thank you. Ia mai repede, că Mihai și Elvira sunt zgânți. Can you help us with your car, please? Can you help us, please? Help with your car, please. Yes, we won! Hai cu un bărbat acolo, vină încoace. Nu vreau decât să prindem un șofer să plecăm, pentru că era vorba de prima cutie care urmea să meargă la una dintre echipe.
Revenim pe plajă, în Israel, la Mediterană, într-o misiune cu multe castele de nisip. Păi nu cred că suntem ultimele care au terminat. Nu știu, Lidi, nu te mai enerva. Păi ba, mă enervez. No! Ce? A citit! Why? Yeah, și poți stopi nou! Hello, hello! Vine și la noi! Gata! În sfârșit am ajuns la dimensiunile corecte, am venit judecător. It's okay? Thank you, sir! Doamne, ferește, în sfârșit! A fost totul bine, ne-a dat ok-ul și plicul. How old are you? I'm 20. 20, perfect! Încă trecut? Hai că zic eu acum. 15 și 25. Chiar lângă noi, în momentul acela, s-a nimerit să treacă doi băieți, să meargă spre apă, i-am oprit unul dintre ei, se încadra între 20 și 25 de ani. Fix ce aveam de căutat? Oh, pe brațe și față. Pe brațe și față. Ține de asta. Mamă, da. Yes, very good. Like a really sunscreen. Yes, yes. And here. Gata, Adi, yes. Adi, Adi, Adi. One, one. One and two. Very little, very little. Lidi, gata, atât. E suficient. Hai să mergem. Am reușit să-l prostim, băi, este la pozat repede, după care am plecat. Yes, yes, yes. Fai, unde? Pe față și pe mâini. Yeah. 60 by 70? Yes, yes, okay. Yes. Și repede am dat de doamna aceea care trebuia să aibă 60 plus. Da, a venit o doamnă care s-a și oferit. Oh. Lidi, dar nu s-a foarte mult. And smile, smile! Perfect, thank, thank you so much, thank you, much. Thank you. Thank you, thank you. 2 între 34-5, hai. Ce? Yes! Thank you, thank you. Yes, strong man. Fata care a spus că vine cu tatăl ei, a venit cu tatăl ei, l-am cremuit pe el. Hai, Lizzy, hai să faci, pune pietricele, că te termină toată lumea. Băi, am transpirat destul de mult. Am transpirat chiar și la dirigintele de șantier, care se plimba mai mult, strica pe acolo. Eram, eu făceam manej. Îmi venea să mușc din nisipul ăla. Trei, pune trei de alea jos și hai mai repede, că puneți prea multe. Hai să terminăm okay, și noi. Ok, no. Hello. Excuse me. Hello, excuse me. How old are you? I'm 48. 48? Yeah. Sorry, too old. Not too old, but... Când am chinuit foarte, foarte, foarte mult să găsim persoanele între 35 și 45 de ani. Pentru că găseam numai 32, 53, 50, 34. 49? Nu cred. Ce mă? Nu cred, nu-i bine. We need... Hai că nu-i bine. How old are you? 15, 6? Nu, no, până în 45. And 40? You? 70. Okay. 70 is good. Make one more 70, yes. Ok, come on girl, gata, finish. Bă, dar cum a spus Lizzy? Lizzy, cum să pun geamurile aici, mă? Ația se pune în... Bă! Până exterior? Pe din afară, mă, mâncați-a okay. Gura ta. 42. Oh, you are perfect! Can you help us? It's a mission to help you with some sunscreen. Yes, great. Just a little to the hands or to the face. A little. How old are you? 45. Perfect. It's perfect. Nice. It's nice, right? Help us, please. Can I put a little bit the sunscreen on your arms and your thank face? Thank you. And I need to take a beautiful picture. Voila. And smile, oh, yeah. 1, 2, 3, and smile. Thank you. Very beautiful, thank you. Hai, thank hai you. Să cobești pe asta. Hai. Please help me. Just a little bit, please. We need one sir. More person, oh, thank you. Oh, very beautiful, yeah. Man. Beautiful, thank you. Thank you. Cumva am bifat așa, repede, pe toată lumea. Hello! We finished. Thank you very thank much, sir. Thank bye. You. Cât avem? Hai. Avem? Nu, atât. Yeah. Yes. So it's all. Okay. Thank you so much, sir. This for you. Thank you. Și când am primit ok-ul de la domnul judecător, am și plecat. Dar plecat în mers, dar am fugit pe plaja asta. Thank you, guys, thank you. Și simțeam că am recuperat mult timp, mult timp aici. Thank you. Plicul. And smile, 1, 2, 3, Thank you. Thank you very much. Thank you. Stai mai repede, că Mihai și Elvira s-au dus glonț. L-ai găsit? Da. Care? Timp acolo căutând mașina. Efectiv, n-am mutat dintr-o mașină în cealaltă. În față Mihai, Petre. Look, it's another team. In maybe front. We can pass them. Please help us there, because we are really in a race and we have a team behind. Yes. Yes, challenge. We have yes. A team behind. Deci vezi că acum e ultimul cuplu care ajunge la ultimul care ajunge la ea ia un cufăr. Please stop. Oricum suntem pe ultimul loc, oricum luăm ăla roșu și plecăm acasă.
cu cât stai mai mult și vezi că nu oprește nicio mașină, cu atât te adâncești și te frustrezi mai tare și parcă de ale naibii lui nu opresc. De când am făcut buble pozele? Ce concentrează-te pe ce faci tu, nu pe ce fac alții. Stai mă, boss, nu vă zici. Bă, dar nu mai... Bă, mă, disper că îmi judești, tu ți se pare ție. Ce stare de spirit am eu? Cu ce te interesează când terminăm buble? Mă, zici tu atât. Buble. Păi, cum nu... Dar ce fac? Sunt singur? Mă întreb cu buble, eram curios când termina. Și nu o să afli niciodată decât când o să te uiți la televizor. Ok, mă gândeam că poate vă zici ceva, îmi se bai doar. Eu simt frustrare și cred că trebuie să plâng, dar să mă descap. Păi și plângi. Ce nu te oprești? M-am frustrat pentru că am avut avans și ne-am pe el, la proștii. De, pe el de avans, că mergem noi ca Camel. Bine, eu de fapt aveam spume și nervi pe mine. Ea a zis, vreau și... să plâng. Și a zis, vrei să-ți dau eu motive? Că să plângi așa în sine, ți-e greu. Și zic, dacă vrei... Vrei să-ți dau eu motiv ca să plângi? Sau... Nu. Păi atunci plângi și lasă-mă. Ok. Aici, Doamne, deci aș vrea să te felicit altul. Pentru parcursul. N-am cum să te bat palma. Uite, așa. Deci cum construiești tu castele în nisip, nimeni nu o face. I saw in the front, it's white and black, yeah? But we need to find a flag, a red flag with this symbol. Deci e lângă far, deci aici trebuie să fie. Ok, perfect. And where is the way to go down to the... We will ask. We will ask, ok. Thank you. Steagul, oh, yes, yeah, there is the flag. A flag, yes, yeah, there is the red flag. One, yes. Când am văzut steagul... Zici că am ieșit ca popcornul din mașina asta. Thank you, bye. Bye. Mamă, ce cale. Uite farul. Eu cred că e acolo sus, eu cred că e sus. Nu contează. Ok, și nou Irina. Ce-mi place să ating steagul, Doamne! Eu sper să deja trească să căutăm cazare. Abia a început ziua. Mamă, dar observăm întârziere, ce se întâmplă? De ce, a stat în steagul? Acolo, da, unde? da, stânga, se vede steagul. Vezi? Uite steagul, uite steagul. Uite-l, acolo-i steagul. Haideți. Bine. Hello. Ce faceți, dragii mei? Când ne scrie asta, grabiți-vă, trebuie să ne grabim, na. Și totuși, unde ați zăbovit atât? Nu ne spune. M-am în jucat cu lopățica în nisip. Asta am făcut. Mă bucur că ai eliberat copilul din tine. Exact, am eliberat copilul cu totul. Dar a fost drăguță proba. Obositoare, foarte dar drăguță. Ne-ai pregătit probe. Simțeam așa, frumoase. Ca în vacanța sub presiune. Vacanța sub presiune. Mult mai îmbrăcați, mult mai transpirați. Dar în graba. Ce faci? Ne dai o cutie sau cum? Trebuie să alegem o cutie, nu? Aveți emoții? Normal, deci deja avem emoții non-stop. Suntem pe ultima sută, nu? Știi că am venit aici hotărâți. Știu. Și acum simțim că e din ce în ce mai greu și emoțiile din ce în ce mai mari. Și cutiile astea nu ne plac, în general. Dragii mei. Da. Legat de cutii. Da. Am să vă rog să nu alegeți niciuna, pentru că nu este cazul. Yes. Ce bine, doamnă. Sunteți primii la mine. Yes. Nu mă așteptam, dar nu știi niciodată, pentru că uneori se întâmplă că, băi, vezi, ești convins de un lucru și, de fapt, n-ai fost atent o secundă și cineva te-a depășit. Și va trebui să-i așteptați împreună cu mine și pe colegii voștri. Da. Așa că am să vă rog să vă așezați aici în stânga mea. Doamne, nu-mi vine să cred, pentru că am plecat ultimii de acolo. Știu. Nici mie. Simțeam că am câștigat o șansă foarte importantă și cumva în capul meu toate astea se bifau. Un pas am făcut, e done, mai ai două. Și încercam să le iau așa, ok, mai am puțin. Mă, iubire, mă, de ce nu faci, mă, mamă, semn? De ce nu fac semn? Da. Că băgam apa. Păi băgăm, băgăm apa, băgăm... Dar de ce? De cam nervi. Dar de ce, dar plângi și descarcă-te și lasă-mă pe mine în pace, te rog.
Te rog eu frumos, nu ți-am făcut nimic. Înțeles, dar hai să fii și noi atenți. Păi tata, stai. Asta era mașina aia care a trecut, asta nu era știi, problema. Nu știi. Dar serios, îți cauți ceartă? Lasă-mă în pace, te zici plângi, descarcă-te și lasă-mă. Păi nu mai lăsa. Dacă să vrei plâng. Să te ceri cu mine, să nu poți mai să lăsa plâng. Să plâng. M-ai oprit din plâng. Deci cu mine nici cum nu e bine. Da. Bine. Deci... Express treci de la o stare la alta în câteva secunde. Adică acum zici, hai că se poate, acum îți dai seama că parcă totul se năruie sub picioarele tale. Mai ai momente când iar te ridici și zici, hai că se poate, hai că... Pentru că până la urmă, dacă ajungem ultimii la Irina, nu înseamnă că plecăm acasă. Sunt totuși trei cufere, poți să nimerești pe Piatra Verde. Îi simt mirosul, uite-l! Mama! Lângă voi am fost. Știu unde am fost, în spatele lor, lasă-mă fără am fost. Bublișoarelor, bine ați venit. Bine te-am găsit, Irina. Mi s-a confirmat faptul că Mihai Petre a reușit din nou să ajungă prima echipă. Era ca un cocoș exact, așa umflat așa cu pieptul scos în afară, drept. Și ne aștepta așa cu un zâmbet. Din păcate, am în fața trei cutii. Știu și nu vreau niciuna dintre ele. După cum v-am mai spus, una dintre ele conține o piatră roșie. Iar acum am să vă rog să nu vă atingeți de ele. Doamne, ajută, vai! Pentru că sunteți a doua echipă la mine. Mă, și uita pe care să pun mâna. Doamne, ajută! Bravo, fetelor! Mulțumim! V-ați mișcat bine, bravo! Am respirat ușurate pentru că am reușit să scăpăm de prima cutie și cu cât reușim să întârziem mai mult acest moment, dacă se poate să și scăpăm de el cu totul, pe noi ne ajută mult, cel puțin psihic, așa, foarte mult ne ajută. Please, stop! Uite, opri cineva! Nu știu ce s-a întâmplat, s-a oprit o mașină și nu venea să cred că s-a oprit o mașină. Un domn care nu vorbea engleză, nu știu dacă a înțeles să ne ducă până la destinație. A zis, nene, numai ia-ne de aici, fă orice ia-ne din locul ăsta, că zici că e blestemat. Băi, cred că am stat 40 de minute la autostop. Nu, e foarte greu, dar peste o jumătate de oră, sigur. Avem 70% șanse să rămânem. Trei cutii și cu doar cu una roșie. Două verzi din trei. Așa ghinion ăsta, eu nu să fie roșii. Pe ce ai ții vesel? Ia țuca, dă-mi țuca. Să nu te puțin. Aoleu, cât mi-ai pus țuca. Păi nu, că mai iau toată lumea. Puțin la colegi, puțin la colegi, așa, să nu vă prăjiți. Mie nu-mi dacă îmi prind părul acum. Nu-mi dai iubirea mea, că acum am prind părul. Gata. Asta e, altă treabă. Acum putem să stăm de vorbă. Să nu ne prăjim, păi nu. Acum putem să stăm cu palmele la soare. Așa. Băieții, au ajuns pe muzică de sărbătoare. Noi am ajuns. Băieții, cu meselia după ei tot timpul. Cum ne-a spus Lidia, să fiți după noi în continuu. După ele am ajuns, că așa am promis fetii. Bănuiesc că știți despre ce e vorba. Da. Și de ce am trei cutii în fața mea. Am să vă rog frumos să luați loc lângă Lidia și Esther. Mulțumim! Trupa basculanta se reîntrezește! Asta a fost o bucurie destul de mare, că eram destul de stresați, că intraseră toate trei cutiile în joc și acum se dădea prima. Era primul impact, nu vrei să pui mâna pe cutia aia nici în ruptul capului. Cred că mai avem o misiune de făcut aici. Că avem mai multe, îți dai seama. Păi atât când așteaptă aici, dar atât când nu așteaptă. Cumva pe drum ne-am pregătit moral pentru ce va urma să se întâmple și... Dar nu eram atât de deznădăjuit, că nu e ca și cum ajungi acolo și Irina spune... De ei cufărul deschide și vezi dacă pleci sau nu. Hello! Hello! Hello. Vai, ce peisaj superb! Veniți să alegem? Bine ați venit, dragii mei! Vă invit pe covoraș ca de obicei. Sincer, nu mă așteptam să ne aștepte toți când am ajuns. Parcă ei știi când întârzi la școală sau la examen și toți stau după tine sau întârzi la muncă și toți așa. Mai vii, mai veneai și tu azi să începem. Știi, și toată privirea aia așa... Erau foarte supărați, foarte epuizați. Cred că nu l-am mai văzut pe Cosmin cu o energie atât de joasă niciodată. Își păstra el un zâmbet pe buze, știm că nu era zâmbetul lui. Știu că nu sunteți foarte fericiți. Îi vedeți pe toți colegii voștri aici, alături de mine. Știam că sunt aici. Sunt foarte frumoși, ne bucurăm pentru ei. Ba, deja am văzut în ochii Esterei că mă compătimea, Lidi, la fel Elvira, se uitau așa cu priviri din alea. Pare rău pentru voi, mama, și eu eram plină de nervi, zic, nu pot să cred că suntem în postaza asta, a asta mai fost, e. Ca și... Da, dar na, așa de aproape de eliminarea clară. Da, dragii mei, din păcate trebuie să... Alegem. Alegeți una dintre aceste trei cutii. Era
un fel de premiera pentru noi toți, pentru că știam că în una dintre cutiile asta poate să se afle piatra roșie. Dacă Asia Express era stresantă până acum, asta cu cutiile a făcut-o să fie de două ori mai stresant. Cred că dacă am fi fost în locul lor, clar, am fi fost și noi foarte dărâmate. Sunt convins că toți se gândeau, Doamne, de la trage pe la roșu să scăpăm, dar până la urmă n-aveai de unde să știi că nu se deschide în momentul ăsta cufărul. Alegerea a fost făcută. Alege. O bag în rucsac? Să fie cu noroc. Doamne ajută. O să te rog să o bagi în rucsac. Da. M-am gândit de pe drum, zic, iau primul cufăr din partea dreaptă a mea și nici am stat, n-am ezitat. Mi-a zis, alege cufărul, am și pus mâna pe el și l-am băgat în rucsac. O să fie verde. Pozitiv. Mulțumim. Thank you. Ne rugăm să fie verde. O armată din... Cu armată din îngeri. Nu mulțumim râde. Frumos. Nu râde, mă, băi, acum chiar nu mai ține. Noi am făcut tot ce am putut, am ajuns ultimii, de aici a destinul. Am făcut tot ce am putut, soarta... am ajuns ultimii. Sună glumă. Realizând că nu se deschide atunci cutia și că mai durează și că pe parcursul misiunilor poți să mai ajungi ultimul la Irina și mai ales dacă le strici pe toate trei, nu mai contează. Și atunci gândurile noastre au fost, trebuie să tragem tare, să nu mai ajungem ultimii. M-a motivat faptul că am primit cufărul, m-am reactivat și mi-am amintit de fapt că eu sunt luptătoare și îmi place să lupt și acum mai mult ca orice vreau să lupt și să fiu convinsă că am acolo o piatră verde. In that autostop. Direction, please. It's very important. Ok, thank you. Okay. Hai, rapid. Din altă parte, vine aici, dă una. Mamă, când am văzut pe fete cum veneau, parcă mușcau, devorau șoferii. Sir, please. Mamă, ce frumos e. Very beautiful man. Și a zis, mă, ca să vezi cum pleacă asta, eu mă debusolasem așa puțin, dar a venit Lizzie și a zis, nu, nene, nu, mă sui peste ei în mașină. Yes, thank you. Am găsit-o pe o doamnă pe care am rugat-o, sau a rugat-o Lizzie, să ne scoată măcar de acolo, din orașul ăla, și să ne pună pe drumul principal spre Irina. Madam, please. I can't take you to Aquila. Just 20 minutes, please. I take you to the main road. Okay. Okay, thank you. Tell you why. Okay. Yes. Ea și spus, așa, foarte cu atitudine din asta, așa, vreau să mă convingeți să vedem dacă drumul cu voi va fi interesant, poate vă duc. Ok, she's interesting, I'm not... Yes, I am so interesting. Trebuie să o convingă să-și aplice farmecele, să scoată talentele, să facă jonglerii, să facă ce vrea el, numai să ne ducă femeia. Eu eram Bruna Donis, care făcea cu ochiul în oglinda retrovizoare eu, și femeia era, că... te duc, prietenaș, unde vrei tu. Pentru ea, erai. I'm an actor, I do stand-up comedy. So, she's a singer also. Yes. So we can sing for you, we can make a dance. Yes, can you help please, us, please, sir? Please, sir. My child is wait for me. Lady, again. This is good now. It's okay. Thank great, you, thank you. Am plecat ultimii resemnați, înjurând. Să-mi cu să ții așa, să nimerești toți proștii din piața asta. Și alții să vină în 3 minute să facă tot. Dă-te. Sir, we need the help. Bigger. We are in we the need, race we and need we need to arrive to, here. To Acre. It's not so far away from here, please, sir. I know where it's at, but I can't take you halfway. No, poate să ne duc. Oh, it's okay. You can... Yes, vorbim da, aici, sunt din România. Te rog, ajută-ne. Vă rugăm. Jumătate drum. Perfect. Ajută-ne. Ok, hai. Perfect, hai. Ok, bună-i. Bagă-te. Deschide-mă. Când ne-am urcat, el ne-a spus că o să ne ducă doar o bucată de drum, apoi a zis, lasă-mă că să ai omul nostru, cum să nu-l convingem noi pe al nostru, să ne ducă până unde avem noi nevoie. Noi acum trebuie să ajungem aici, în ACO. Da. Depinde foarte mult de cursa asta, pentru că dacă nu ajungem acum ajunge acolo, ne trimit ea? Înapoi în România, mă, și nu, nu vrem să merem. Ba ne trimite că-i da, concurs. Ba ne trimit eu ei. Ascult să zic ceva. Eu te dau jos, eu te iau jumătate de drum. Ești departe și ai asupra mea o putere imensă. Am zis să cânte o piesă de la Laura Stoica și a cântat și chiar i-a plăcut. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. I-am zis, doamne, că sunt actor, fac stand-up comedy, ce era să-i fac eu glume în română, ce sunt, cum o fermecam eu pe ea? So, probably you, for sure, you don't understand, but I can do the message. I can do whatever you want. Please, help us! Doamne, a început să se umfle în pene, deci eram pe drumul cel bun, deci am văzut luminița de la cap pe tunelul, eu vedeam. Sorry, what's your name? Tammy. Tammy. Nice to meet you. She's Eliza, she's my wife.
I'm Cosmin. Yes, we are couple. I-a picat fața, ochii i s-au înlăcrimat, după aia a sucit-o frumos. No, but you... There was a lot of love. You don't know when he was singing. His eyes was very proud. Yeah, thank you, thank you. No, you have a very emotional man. Dar se vede că avem o relație specială și că... Pentru că mie îmi licăreau ochii când ea cânta. Chiar așa era, și pe mine m-a emoționat când a cântat. Mie mi-a făcut... Yes, I am. Yes, I am. Yes, I do. It's very hard to find a man who will cry. Yes. It's very hard to find a man with emotion. O să ne ducă, până la urmă ne-am atins scopul, nu mai contează. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot to us. Do you have a car also? Thank you very much. A car. We need to go to ACO. ACO? Yes. Can you help us? You have car. L-am rugat să ne ducă la următoarea destinație și a zis că nu poate, că el nu are benzină. Și au sărit ceilalți prieteni că hai bă, du-i. Hai, Adi, hai. Stai un pic. Please. Yes. Thank you. Hai pe parte. Te rog. Și pierdem competiția. Te rugăm foarte mult. Hai că ești românul nostru. Ajută-te. Te rugăm. Așteaptă. Și așa e un număr de hoti. Iau numai din cronă. Te rog eu mult. Te rugăm. Mă, omul Dumnezeu, adună-mă că mai avem numai 8 km de mers. Am încercat. Știam că celelalte echipe sunt în spate. Și că era suficient să ne oprim din drumul nostru un minut sau două. Timp în care celelalte echipe puteau să treacă și rămâneam ultimele. Contează foarte, foarte mult pentru noi treaba asta, deci, serios. Sună pe familia ta și zic că ești cu Lidia Bumble mașina, că sigur mă știu. Eu mi-s cântăreață în România. Help us get to this place. Înțelege imediat despre ce e vorba, recunoaște emisiunea și se hotărăște să ne ajute în ciuda situației încordate în care ne aflăm. Let's go as fast as possible. They are just... Fast. Yes. Ce drăguț e. Ea a fost foarte tare. Fata asta a fost speranța noastră ca lucrurile poate să se schimbe. Eu n-am văzut șofer mai implicat în cursă. I'm sorry. It's like, take care of your car, we don't want to ruin it. Mulți ani, fain! No! Ne-am bazat pe ce ne-a spus omul ăsta, că o să găsim foarte repede transport. Bă, dar și românul ăsta încăpățâna, mă, nu ne-ar fi dus până acolo, mă, avea 8 km să ne ducă. Nu! What? Roșu. Ah, the red. Ah, ok. Don't worry. I-am văzut pe băieți în față și ea tot drumul s-a ținut după ei, voia să-i depășească. Ea era în cursă trup și suflet, avea emoții mai mari decât noi uneori. I like very much that you are in the competition. I'm so happy that no one else was agreed to take you. Aia ăștia se bagă unul între altul. În 5 secunde, exact ce ne-am gândit noi. Vuvum. Băieți, Mihai Petre. Dar nu așa, uite, săgeată. Au trecut pe lângă noi. Am trecut de echipă. Yes, go. Am trecut de echipă. Perfect. Defeated, great. Suntem ultimele. Ba, picioarele. Thank you, Tammy. Bye. Thank you, Tammy. Oh, see another couple, you see? Uite echipa șase. It is just behind us. Shit! Hai să luăm mașină. No, I am puii mei. Nervous. Yeah, we, it's normal. You know where is this place? Aquatica in ACO? You know where is this? Can you help us with your car to go there? It's thank like you, the highest from Israel. Când am reușit să găsim o altă mașină, ne-am bucurat așa, că plecăm de acolo. Și că ne duce 8 km și că ajungem și noi la Irina, atât. Bă, cum să ne mai ducă la 8 km, mă? Uite, 8 km, mă, să nu te ducă. Han Așauarda. N-am ajuns la Irina, eram super mega emoționați. Voiam să ne întrebe cât mai repede ca să scăpăm de presiunea asta, pentru că aveam senzația că uităm, că nu mai suntem în control. Nu vreau să vă bruiez acum memoria. Da. Așa că, te rog, am să trec direct la treabă. Da. Am să vă adresez prima întrebare. Ok. Și singura. Pentru ce fel de mâncare este recunoscut ACRE? Este cunoscut pentru restaurantele de pește care se află pe... În port. În port. A vorbit și Ghidu și pe era și în foaie. Scria clar că restaurantele pescărești care se află și în port, aia e treaba la da, ei. Fructele de mare și pește. Nu-mi face foarte mare plăcere să vă spun asta.
dar... Nu-mi spune că era humus. Și Irina închide foaia, se uită la mine și aici spune, emoții, să le trebuie să vă dau o veste proastă. Și nu-mi place să vă dau vești proaste, Zorele. Mamă, și mă gândeam, am zis fructe de mare și pește și zici că a fost humus. Și trebuie să mai mergem o dată cu ghidul și să pierdem primul loc. Trebuie să vă căutați cazare. Thank you! Ce m-a speriat, Doamne! Irina! Mă bucur când îți spui că noi trebuie să ne căutăm cazare. De unde ne prindem? Mult. Succes! Mulțumim! Noapte bună, să vă odihniți! Mulțumim! Eu mi-amintesc fețele Elvirei și a lui Mihai când ne-au văzut că ne-au bucurat. Erau... Dar ce au ăștia? De ce se bucură? Adică au primit ceva? Au primit imunitate. Nu vă țin pentru că nu vreau să vă fierb. Suntem fierți oricum. Am să vă adresez întrebarea. Dacă răspundeți corect, ați scăpat. Ca oricât de mult te simți pregătit, întotdeauna ai marja asta, că nu știi sigur că nu știi chiar totul. Numiți doi dintre liderii influenți care au trecut prin vechiul Acre. Napoleon, Philip, Richard. În 1799, Napoleon a încercat să cucerească acest oraș, dar nu a reușit. Sunteți siguri că răspunsul este alcătuit din toate cele trei nume? Când am auzit, ești sigur? Vă ajută să repet întrebarea? Da. Și nu venea să cred că am greșit, deci mi s-a părut, Doamne, dar pe bune? Numiți doi dintre liderii influenți care au trecut prin vechiul Acre. A mai trecut și Alexandru cel Mare. Marco Polo a venit pentru alte. Așa ți-e minte, da. Mihai, Elvira, îmi pare rău că trebuie să vă spun asta. Mie mi s-au tăiat picioarele. Eu eram mai degrabă revoltat, că eu mă simțeam foarte sigur. Dar trebuie să vă căutați cazare. Ah, ok, deci am răspuns. Ați spus bine? Ați răspuns bine, dar trebuie să vă căutați cazare. Speram să vă pot oferi altceva în schimbul acestui răspuns corect, dar nu pot să vă oferi. Da, mamă, ce m-am speriat. Credeam că iar n-am fost atent la text întrebări. Foarte atent pe text. Doamne, elev model. Da. Îi place să ne dea așa multe emoții și îi și ies. Ne ține în șac de foarte multe ori. Mulțumim. Pup. Noapte bună, să vă odihniți. Hai, Irina. Mamă, este nebuie capul de ustenitor. În continuu am vorbit, în continuu, așa ne-a făcut capul. L-am reținut tot în momentul în care s-a terminat turul și am ajuns pe punctul de a merge la Irina. Eram convins că știu tot și eu și Emi eram siguri pe treaba asta. Acre este un oraș mixt. Care este procentul arabilor din acest oraș? Până în 2000 au fost 95%. Și acum sunt 32 arabi. 48 este densitatea populației în momentul ăsta. Sunt 32 48.000 de locuitori și 30% arabi și până în 2000 au fost 95%. 95% până în 2000, garantat. Te rog frumos, zic că e bine, că e leșit. Nu, fața asta, țuca. Este răspunsul vostru final? Este răspunsul nostru final, că mai mult nu știm și am fost atenți la doamna și a spus asta. Acum sper să fie și bine, să nu fi înțeles negreșit. N-aia fie, dar noi, eu știam în sine dacă e bine. Adică, pe învățați, m-am dat același chestii, n-ai ce să mai greșești. 48.000, 30% până în 2019. Mi se rupe sufletul de fiecare dată când trebuie să vă zic asta. Dar trebuie să vă căutați cazare. Asta înseamnă că a fost răspunsul corect? Asta înseamnă că a fost răspunsul corect. Sufletele, bă, atunci. Eu v-am zis că sunteți băieți de fel. Căutați-vă cazare. Deci, pa, cutie. Sănătate, vă pup, vă iubesc, am scăpat. Voi veți primi două întrebări, spre deosebire de băieți care au primit una singură, pentru că ei au trebuit să vă aștepte, știi, așa că așa este corect. Bun, sunteți gata pentru prima întrebare? Da. Perfect. Mi era puțin groază că zic, cine știe ce ani ne întreabă cu nu știu ce imperii? Care sunt limbile vorbite în Acre? Ebraică, rusă, engleză, franceză și arabă. Bun. Ați răspuns corect la prima întrebare. Urmează întrebarea numărul 2 pentru voi. Da. Numiți două situri turistice pe care le puteți găsi în Acre. Hamam, Citadel. Stai-mă un pic. Hamam, Citadel. Bazarul turcesc. Și Citadel. Și halale, halelele, zi-mă cum le zice la ăia. Da, ți-am zis două, dar mai știam mai multe. E și Citadel printre situri.
Hai că nu ai, 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 calendar. Ai. Ați răspuns corect. Yes! Ai, ai. Risproasă, nu-mi degeaba. Ok, ne-am bucurat că am reușit să răspundem corect. Atât. Ne uitam la Irina și nu vedeam decât cutiile alea în fața ei. Luăm o cutie, aici ne punem pe genunchi și ne rugăm. Aici! Trebuie să vă alegeți o cutie. A fost foarte greu să aleg o cutie, pentru că stai să te gândești că poate într-una e piatră roșie, într-una verde și depinde de tine ce alegi în momentul ăla. Îmi vine să plâng și să râd în același timp, efectiv. E foarte urât cu cutia asta. Eu zic dreapta. Aici? Da. Este cutia stânga, care vă poate decide soarta. Eu vreau să stau la dreapta domnului. Și de obicei dreapta e de bine. Dreapta domnului. Dreapta, oricare ar fi ea. Nu știu dacă o să ne poarte asta noroc sau... Nu trebuie să fie noroc. Trebuie să fie binecuvântare dacă trebuie să fie. Eu aici mă pun și mă rog. Verde să fie. Dacă... Fii atentă. Să fie verde... Nu credeam că o să fiu din toate astea, mor. Nu, niciodată de mor. Mi-e să sparg. Plângem de ciudă. Pentru că am ajuns drept dintr-o prostie. Ascultă aici. Am făcut tot ce am putut și ce ține de noi. Așa că asta, să fie ce-o fi, așa trebuie să fie, oricum. Mie îmi plac diamantele și cutiile astea sclipicioase, dar asta nu-mi place deloc. Doamne! Nu, că ok. Toate diamantele din cer, aici le pui verzi. Și când deschide cutia să fie două, nu. Ascultă, dacă trebuie să fie verzi. Dacă nu, să fie inelul viitorului meu soț. Nu-mi place pentru că nu știu ce are înăuntru și pe mine mă moară frica asta de necunoscut. Mie îmi place să știu în permanență tot, cine e în spate, cine e în față. Ești om. Doar Dumnezeu le știe pe toate. Pentru mine, ca și pentru voi, este un moment emoționant. Și aș vrea să vă spun că, indiferent ce se află în această cutie, vreau să vă felicit din tot sufletul meu pentru tot ce ați făcut pe drumul împăraților. Indiferent de rezultat. Da. Voi sunteți absolut minunate, unice, speciale. Ăsta este cel mai frustrant lucru, să știi că 8 km te poți scoate dintr-o competiție atât de importantă pentru noi. Este groaznic. Deci 8 km e nu. De-am oftic mai tare. Dacă e să fie verde, să fie verde, dacă nu... Tati, eu un singur lucru vreau să știți de la mine că vă iubesc de nu mai pot. Eu sunt disperată după tine, nu mai pot. După asta. Că și după asta ați disperată. Dar rămâne până la final, vă spălăm încălțările dacă e roșie. Orice ar fi, da. Da, să fiți mândre de voi. Cea mai mândre suntem. Pot să zic că este singurul moment din Asia Express în care mă simt doborâtă total. În care mă simt cu psihicul la pământ. Eram convinsă că în etapa asta o să fie vorba de psihic. Okay. Mustrele, domnul, că n-am vrut niciuna din ele, dar dacă așa e să fie... Mă bazez pe rugăciunea pe care am făcut-o acolo, pe managerul nostru de sus, care sper să nu ne lase acum la greu, că acum e dar greu. Dar nu înseamnă că te lasă, Lidii. Mă, dacă tu știi ce vreau să fie, zic. Știu. Și pe tati care se roagă pentru noi. Chiar mă bazez. Nu știu dacă vă era dor de asta, dar trebuie să vă căutați cazare. Ba, da. Sper să găsesc măcar pe lux. Dacă plec acasă, dorm ultima seară, s-o bubui.